Bun găsit pe canalul Îngrijirea Florilor, sunt Oana Matei și astăzi vorbim despre plantele care se mulțumesc cu lumină puțină pentru că noi așa mulți trăiesc în apartamente care nu sunt atât de bine luminate. Categoria de plante care se adaptează la aceste condiții cel mai bine este cea decorativă prin frunze. Vom crește în aceste locuri unde ajung mai puțin în razele soarelui, plante decorative prin frunze. Avem și plante decorative prin flori, cum este calatea sau crinul păcii. Ne-am ocupat de ele în materialele trecute. Acum vorbim despre plantele decorative prin frunze. V-am adus câteva dintre ele. Monstera poate este cea mai cunoscută dintre ele dar prima și prima despre care vorbim este săbiuța este Sanseveria este o plantă din categoria diehard este planta care se adaptează cel mai bine la locurile care îi sunt oferite chiar dacă ele sunt mai vitrege este o plantă care rezistă foarte bine și la lipsa luminii și la lipsa udărilor acum nu chinuiți cu bună știință, dar trebuie să știți că dacă nu aveți încotro, e bine, Sanseveria vă, vă asigură un colț verde chiar și într-o casă mai puțin luminată. Vorbeam de Monstera cu frunzele ei uriașe, aici este una mai mică, v-am arătat într-un filmuleț anterior și uriașii din, din casă, este un pui. Monstera nu are nevoie de uh, condiții foarte pretențioase de să o, să o crește. Vedeți, aici vârful s-a uscat un pic din cauza uh, umidității insuficiente, pentru că planta are nevoie de uh, pulverizări. Asta este singura ei cerință mai deosebită: are nevoie de pulverizări regulate. La fel și sora ei cu frunze mai mici, dar la fel de simpatice. Este o Monstera Monkey Leaf, care este o liană. Despre ea o să vorbim într-un filmuleț ulterior mai pe larg și o să vă povestesc cum se îngrijește. Tot la această categorie întâlnim și atât de cunoscuta Iuca, care și ea se mulțumește uh, cu puțin, puteți să o țineți în dreptul unui geam, chiar dacă are o expoziție nordică sau vestică, se va mulțumi uh, cu lumină mai puțină. Nu în ultimul rând, puteți să apelați și la uh, iederă, ca să, uh, ca să aveți un colț verde, de asemenea și la ferigă, și ea a avut un pic de suferit pentru că nu a avut umiditate suficientă la locul de iernat. Acum plantele sunt într-o perioadă de, de repaus, de-aia nu arată luxuriant așa și foarte, foarte verde pentru că încă sunt în perioada în care se pregătesc pentru primăvară. Sunt Oana Matei, sunteți pe canalul Îngrijirea Florilor. Dacă vi s-au părut interesante informațiile, spuneți-le și prietenilor și dați share. Vă aștept și în comunitatea Îngrijirea Florilor de pe Facebook și pe site.